Salutare, dragilor, eu sunt Case și bine v-am găsit la un episod din Tabs. În episodul de astăzi facem ceva interesant, adică interesant. Vreau să-l pun pe Gigi ăsta mare cu copacul versus acești minunați 100 de persoane. Gașca mea nu poate să stea liniștită, ceva de genul. Așa, și cred că o să fac aproape din fiecare. Vreau să pun și Squire, vreau să pun și Hoplites, vreau să pun chiar și Zeus, vreau să pun și multe alte unități, adică nici chiar The Bosses. Dar știi ceva? Ia stai un pic. Aș putea să pun și de bază și Tori, aș putea să pun mai multe chestii și Void Monarch, pentru că până la urmă este un gigant și ăsta chiar moare greu. Așa că vreau să testez astăzi. Nu uitați să vă abonați în cazul că nu v-ați abonat, apăsând butonul de subscribe și să facem 100 de like-uri plus încă unul. Adică 100 de din ăștia plus încă unul sunt 101 like-uri, măcar pentru video ăsta. Fight, fight, go! Și bă, fratele meu, bă, tati, bă, de noi am început cu stângul, tată, bă, 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 bă. Mă, vă nu trebuie să cădeți, mă, bă, Gigi, alo, nene, pe aici e trunul, nu pe... Bă, nu-i treaba mea că muriți. Mamă, păi ce zic, hai băieți, dați-mi în urmă, luați-i copacul. Ce face asta? What is this, bro? Bui, ce bate, fratele meu, pum. Ma, bă, vezi să nu cazi, frate, că ești de aproape câștigător. Bang. Da, de se pare că băiatul ăsta știe să dea bine cu copacul ăla. Așa că îmi pare rău, guys, you lost. Ce mai putem să facem versus... facem chieftain. Facem aici 100 din ăștia. Deci am să fac aproape din fiecare trupă câte 100. Bine, nu cred că în cap 100 de mamuți aici. Da, măcar pe acolo asta de facem aici. Hai, tati, la 100. Și sunt ea chieftain, sunt șefii, gata. Și în colțul stâng este ceva roșu cu un copac în mână și ăștia salbaștri. Și vin acum toți băieți, unii ca, toți ca, 3-4 deja s-au sinucis. Le frică la băieți, ăștia în frunte, înainte, cu bătălia în mână. Mama mia, ce bătaie, fratele meu. Uai, uite ce, bă, Gelu, bă, Gelu, bă, tu ești câștigător. Nu cred. Nu cred, impossible, trebuie să mai facem încă o dată chestia asta, că nu s-a pus. Fight! Că săracul s-a închedicat de picioare, nu vezi cum merge fratele meu, abia ține copacul. Hai, nenea, hai, dă-i, așa de, bă, de, bă, 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 alo, alo, nenea, nenea, nu, 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 nu cădea. Îi mai bate și în aia. Ok, de se pare că chieftainii până la urmă câștigă, oarecum câștigă, oarecum. Ia, nu, aici fac vreo 200 de din ăștia. Numai așa este ceva gen runda bonus, că aici sunt mulți din ăștia mici. Ia să vedem, gata, 206 de copii, deja 2 s-au sinucis. Ăștia, ne danci, unu, ne danci, pite și-au cânt. Cum arată toți aici, unul mai mic, unul fără gât, unul are ochii mai mici, ceva cu ochi pătrați, ceva pe acolo, nimica. Bă, dacă am toți sunteți la fel, ăsta îi se bălângă ochii. Ok, acum a venit să-l conectăm pe bunico. Hai, bunii, ne dați ce nu ne tare pe... Moată, bă, fra. Alo, săriți copii pe el, ding. Vai, de mine ăsta se bate cu copac. Iată cu... Uite cum sar, bă, pe el. Ia... Mamă. Mamă, cum au sărit copiii pe el. De se pare că ăștia îl bat pe săracul gigant. Ia să mai încercăm o dată, mai dăm un fight. Gata, un copil, doi. Deja uite să încearcă ceva de genul Pietre Farfă, ce știe, să mă omor sau să nu mă omor? Nu dați-o, nu ne dați, am să venim pe voi. Trebuie să ne plătiți pe fiecare că câte un milion. Mamă, ce un milion, că vă dau numai un milion. Ăsta e bunicul cel morocănos. Nu, băi, cum să-i bați, mă, halul ăla, mă. Nu, nu, și acum că... Lol, pe jumate se pare că gigantul a câștigat. Mamă, de stai să scăpăm de ăștia micuții, că nu mai am nevoie de ei. Facem cavaleri acum, facem 100 de cavaleri, dacă chiar se merită 100 de cavaleri. Pentru că știu că ăștia au skill-ul lor încât să sară pe... Ai, frate, 100 în cap, 100 aici, trebuie să încapă 100, ai, compic încă 10, tic, 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 tic. Bun, 110, 100, pardon. Ai, cavaleri, teu, cavalerii, teu, tău, bă, să nu vă omorâți, gata, unii sacrifică. Mă, uliu, ce l-o zbulat pe ăla, tată, no. Cavalerii ăștia-s răi, tată, nu, ăștia s-a direct, nu stau pe poli. Jumătate din ei se sacrifică, că le-e frică. Bă, am zis 100, frate, nu jumătăți, că nu vă e frică, e treaba voastră. Bă, dar ce-i bate, frate, singur? Țăriți pe el, frații, copacu. Pac.
Și gata, care câștigă? Blue Victory. Nu, nu se poate că ăsta să câștige. Ăsta era mort de înainte, era mort. Da, mă, era mort și s-a rămas sus, sus pe copac. Se pare că am câștigat. Ok, deci s-au desemnat câștigătorii. Numai că ăștia sunt cam prea mari și se moară între ei. Ia să vedem regii. Facem aici o grămadă de regi, o grămadă de kings, pentru că regele întotdeauna rămâne rege, orice ar fi. Ia să vedem. Și încă unul aici. Și gigantul înaintează, regii se sacrifică. Aoleu, săracii regi. Bum, doi regi în cap, pac, încă unul zboară sabia, pac, tot câte unul. Yo, păi degeaba, uite bă, unii sunt curajoși, de aia sunt regi. Nu uitați, regii sunt puși acolo, iau, ăștia sar pe ei, săriți, bă, să-l bătec, gata. GG, game over, giganticule. Mai dăm încă o dată. Ne, încă o tură, one round, încă o tură, hai. Hai bunii, hai, fă-le treaba, pum. Uai, ce zboară pe re, bă, unde-o zburat ăla, ăla s-o dus, gata, ăla e GG băiatul. Bă, giganticule, ce fa, fra? Alo, seniore, what have you done? Nu, ceva nu-i bine, gata, facem samurai acum. Trebuie să facem 100 de samurai, numai că aici e greu să-i pui la linie pe toți. Vreau să fac spartan după aceea, poate fac 300 de spartan dacă încap aici toți. Deja 3, apoi dacă tot se sacrifică câte unul să fie, tot în loc de 300, 200 o să fie. Mamă, ce bucăți le dă, GG. Am crezut că face ceva deflex, săriți, rupeți-l. Bă, giganticule, tu ce faci, tată? Bă, tu ar trebui să stai pe... Ar trebui să te bag un pic mai în față, stai un pic, te scot un pic și te bag iarăși de așa mai în față. Și fight, guys! Acum ăștia s-au enervat pe gigant, l-au văzut că e mare. L-au încolțit! Bă, dar voi trebuie să dați cu sabia, fratele meu. Tăiați-l! Nu să-l îmbrățișați! Aoleo! Și se pare că... Uai, ce bătaie de sare pe el cât e la pământ! Clic, 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 uite cum îl mă... Tot așa îi face. Maaa, săracul gigant. Apoi până tot câte unul cădeți, frate. Gata, se pare că Blue Team a câștigat. Gigantul nostru e cam dumb, e cam nab. Dar dacă pun un din ăsta mare, ce faceți? Ia să vedem. No, I have no chance, guys. Că ăsta scui pe foc, scui pe foc albastru. Vom pietri, băieți. Oh, oh, oh. Dung. Eu sunt mai mare. Băi, tu ești mai închedicat, fratele meu. Și mai vijește după tine. Mai facem gigantul nostru unde am rămas noi. Și aici azi, dacă putem să facem așa la linie. Dar nu prea pot să fac. Tot câte 3 în pic aici. Ia să vedem. 3, 4. Văd că merge și 4. Numai că al 4-lea cred că o să meargă în prăpastie. Deja am 4 ștei. Hai, tati. Încă unul. Hai. Yes, ia uite, frate, câți hoplazi din ăștia sunt. Ah, pe facem 300. Dăm 300, încă 300, măcar 200 așa, na, să zicem, cu bun simț. Asta o să cadă, nu, că n-avem nevoie de sinucideri. Fac asta plin, nu, cât o ieșe, o să iasă, să vedem, cât vor ieși, vor ieși. Fac 200, hai mă, 200, come on, come to papi. Yes, și 200 de spartani versus un gigantic morocănos cu copacul în mână. V-am zis eu că spartanii se sinucidă, ăștia cad, ăștia nu, ăștia ceva genul. Săriți pe el, furați-i copacul, ce copac, bum. Bă, mamă, ce le dă, frate, mă doare pe mine numai când îi văd, iau-te, împroșcați. Bă, dar dacă cu one shot, oare one shot le dă și ăștia-s morți? Hai să vă le văd ochii. Da, bă, one shot și-s dead. Cum naiba, frate? Mamă, one shot și-s dead, ioi. Păi săracii spartani n-au nicio șansă. Bang. Bu, zici că joacă popice cu ei. Pre-golf. Nu muri. Nu. Nu. What is this? Nu. Și-o muri, se pare că încă o tură. Mai vreau să mai văd încă o dată tura asta. Numai nu mai cădeți. Nu vă mai omorâți, băieți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deja au murit. 192 de spartan. 100... Aoleu, că tot câte unul cade, fratele meu. Ia uite cătura asta.
Bă, deci asta e un gigantic atât de închedicat, deci atât de închedicat de numai. Trebuie să dăm iarăși. Nu, deci asta e închedicat, fratele meu, nu poate se bată singur. Cum naiba? Serios, come on guys, chiar nu poate se bată singur. Uai, ai tati, nu! Nu! Se pare că ai pierdut, fra. Asta e. Ghinionul tău, ești mai închedicat, un gigantic de la așa mai închedicat, săracu. Nășpă. Dar hai să mai punem ceva aici, ceva mai interesant, nu știu, regi, o bătut pe regi. Vikingi. Punem o grămadă de vikingi aici, așa, la șbanghi. 100 de vikingi. Let's make 100 de vikingis. Atât, 101. 101 dalmațieni, nu 100 de vikingi. Am zis, suntem corecți pe la capăt. Hai mă, că ăștia nu se mai sacrifică. Nu cădea, bă. Bă, Gigi, bă, voi mergeți în linie greșită, bă. Bă. Alu, bă. Bă, nenia. Bă, cum trebuie să mergeți, bă, nenia. Bă, s-o închedica gigantul. Cum n-ai, bă, s-o închedica gigantul? Alu, seniore. Mă, oameni buni. Vă nu trebuie să mergeți pe acolo. Nu înțeleg. Și cred că au scutul prea greu. Bă. Eu nu mai înțeleg jocul ăsta, fratele meu. Nu, eu nu mai... Ăștia s-au sacrificat, s-au omorât, ăia merg înainte. N-au treabă, băieții. Ia să-mi dacă pot să pun din ăștia... Pun niște fermieri aici. Noi suntem cu fermă, fermierii, le furăm copacul, le copacul nostru care se... Le dă căldură pentru că la iarnă va fi frig. Așa că noi suntem de puterea fermierilor. Oh, dați cu furca, ăsta e cel mai înalt, ăsta e gelul, motanelul, cu freza în frunte. Ce mai avem pe aici? Băieți, ăștia cu ochii în față, nu-i să... Uite-l cât e de drăguț! Ăsta e ceva de genul, iar am câștigat la loterie! Ioi, ce ochișori mici și drăgălași ai! Bă, cu furca din vas, furca din vas lui. Hai tati. Da, bum, bate bine cu capul. Pac. Unde mi-e prietenul meu care a câștigat loterie? Nu e aici? Se pare că s-a dus. Săriți, frate, cu furca. Furați măciuca. Aleu. Hai tati, dați. Mamă, cum i-o rupt. Și se pare că gigantul nostru nu are nicio treabă. Deci gigant, cred că până acum are 5 echipa de 100-0. Adică 5 victorii. Ce aș mai putea să mai bag aici? Cred că dacă bag din fiecare... Oare dacă bag schelețe? Ăștia sunt zombozo, ăștia sunt zombi aici. Gata, 100 și ceva de schelet. Sigur o să se sacrifice. Ăștia sunt mai deștepți scheleții. Bă, scheleții sunt mai deștepți, frate. Bă, fii atent cum merg în linie dreaptă, mă, nu se închedică. Bă, nu mă fac... Gata, v-am lăudat prea repede. Ce, tată, că n-au nicio șansă. Puc. Ba da, se pare că gigant. No! The giant is nab. Gigantul este mult prea nab. Mult prea nab. Dar dacă fac niște gigante și de ăștia de schelet. Schelet gigant. Oare se poate descurca un singur gigant cu copacul versus schelet? Apoi scheleții ăștia, fratele meu, znal ca bradul prost ca gardul. Vai, Demi. Mă, Nelu, mă. Bă, Gigi, bă. Vă omorez, bă, între... Bă. Bă, deci asta e fața mea. Asta e poker face-ul meu la ora actuală, sincer. Nu mai înțeleg nimica. Hai, mai dăm o dată, să nu zic că... No. Bă, e prea greu, e prea greu scutul ăla, mă, de vă trage la o parte. Bum. Bă. Prea grele armele alea, tati. Bang. Mamă, și-a rămas unul pe poziție, ăsta este Gigi Rapidu. Da, se pare că... Mm-mm. Dar dacă fac niște cavaleri, așa mă ajută că acești cavaleri... Să... Deci ăștia o să cadă toți. Majoritatea cred că o să cadă. Ia-ți de... Fight! Vai, săraci! Bă, ce bă, îl bătesc pe săracul gigant. Ia uite, bă, dar ce dă... Mamă, dar ce bucăți le dă fratele ăștia.
No, deci cavalerii n-au ce căuta în poziția asta, dar vreau să bag aici un, un Trigian, să-l bag un pic mai, un pic mai în spate, zi, dacă chiar vin toți pe el. Adică ce o să rămână, că ăștia săracii nu văd bine drumul. Și acum, uai, cât s-ar pe ăia deja au murit, gata. Bang, un, și ca la golf, pac, pac, săracii, puf. Bă, ăsta e rău, tata gigantic ăsta, pac. O mai rămas unul cu sulița. Am venit să-mi răzbun frații. Mi-a intrat sulița în cal. Săriții. Bate-ți-l. Dă-l un, dă-i un, dă-i două, doare cel mai tare. Și bă, I believe I can fly. Și băiatul s-a dus. Dar dacă pun niște Gatling gun aici, oare ține la distanță? Numai să nu cădeți. Mă, gelu. Am zis să nu cădezi, man. Săracul nici nu știe să tragă. Păi ajunge, n-a ajunge din gata. Bă, ți-o căzut arma ceva, bă, ăsta e aici gigantul. Gata, he dead. Deci două Gatling-anuri ca să-l omoare pe săracul gigantic. Da, de fapt patru, dar pe unul o tras Alandala, unul o tras jumate, un pic o tras și gata. Ce mai pune aici? După aceea vreau să mai cerc ceva și o să închei video cât de curând. Dar vreau să mai cerc niște chestii interesante. Vreau să pun niște Taekwondo de ăștia care se bat cu... Dar numai 4.000 costă un gigantic? 4.000? Mi se pare puțin. Ia să vedem acum care băieți, 100 de băieți din ăștia care vin să dea la gigantic ăsta așa cu copăcel, la bunicu, îl zicem bunicu, gata. Fight! Go pentru pată și popor! Ce pată și popor? Că voi să zic clân, 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 ceva cu chișoare mari? Câștigător la loterie, ceva, nimic? Și acum... Zbang! Oricum gigantul mai mult o câștig... Bă, tu trebuie să dai în ei, nu trebuie să dai în zid, fratele meu. Nenea, what is you doing? What is you doing? Trige, na, hai că facem aici mai aproape. Săriți pe el, păi ăștia așa săraci. Bă, pe acolo, în față. Mă, hai, pi, pam, pam, tum, tum. Faceți așa un hasaki, un tiu, 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 dați-i, pa, pa, săriți, împingeți-l. Wow. Uite ce ochișor mare al gigantului. Care câștigă? Blue Victory. Aproape, că i-o împins pe toți. Ăștia sunt vii, ia să vedem, să declarăm câștigător. Da, mă, ăștia nu sunt vii. Ăla au zburat, ăștia s-au dus ca dominourile. Claros. Bun, vreau să mai încerc ceva. Vreau să fac o tură de regi. O grămadă de regi, să aleg mapa potrivită pentru mișcarea asta minunată. Uite aici. Mapa noastră favorită. Mi-a venit o idee tare interesantă. Facem aici, ăsta este poporul nostru de regi. Facem vreo 50 de regi. 50, așa. Ce 50 de regi de la răsărit. Care vor fi invadați. Adică invadați de inamici. Foarte mulți inamici. Mulți de tot. Numai inamici în stânga și în dreapta, peste tot. Sar pe ei de pretutindeni. Și au fost înconjurați regii. Ia să vedem dacă chiar titlul de rege li se cuvine. Cei 50 de regi de la răsărit versus atacatorul și zeii războiului sau ce sunt ei, pac, pac. Ăștia în continuu vin pe ei, se bat între ei. Mama mie, deci atât de tare e regele încât te bate și calul. Uite ce bucăză de la cal. Tuc, 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 și că-ți termite, tată. Oare am fi bătut, am băgat echipa potrivită? Bă, dar ăștia ce regi sunt, frate? Sunt super regi ăștia. Mamă, o muri măcar unul, avem doi decedați, doi, doar doi până acum, doi, trei, patru regi din 50, come on, ești serios? Înseamnă că nu e ceea ce trebuie, nu, ne trebuie super boxiori aici, punem 20 de super boxiori versus regi. Ia să vedem, ăștia sunt mini super saieni, au taci încărcați în băieții cu armele lor. Și cei 50 de regi de la răsărit, fight! Săriți toată, degeaba suntem cei 5 regi de la răsărit, frate, că tot câte unul cade. Hakabui, asta mă predau, nenea, mă predau! Ha, uleu.
Ne, lu, oate, nu, 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 no, no chance, nu, mai bine, nu mai bag, că fac pe săracii reși de râs. Dar dacă bag foarte mulți, oarecum, dacă bag foarte mulți cavaleri, fac așa o grămadă de cavaleri aici să fie, cât pentru Tony am, 100 fac. Aaaa, 150 așa pentru tot. Pentru că trebuie să le dăm la o provocare la regii noștri, nu? Pentru că întotdeauna să fiți siguri de asta, regii împreună, ei stau uniți, în timp ce echipa adversă, ei stau despărțiți. Acum să vedem care... Bă, până la urmă și regii sar în față, adică când sar în față, că dau cu ăsta. Cu sabia. Mama mia, deci ce se bat aici? Bă, bă, se bat între ei. Un regi, i-a dat la un regi un scatoalcă în cap. Ăsta vine și face un RKO. Sare și dă cu sabia. Îl bate pe alt rege. Bă, voi nu trebuie să băteți între voi, voi trebuie să băteți la micii. No, păi nu e de mirare că regii sunt aleși. Cum se cad, ia uitați și aici, tată. Oh, look at this, frate. Anti-beautiful. Câți regi au murit? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pe acolo. Bă, ăștia se bat între ei, bă, cum să te bați între tine, bă? Bă! Ăștia se bat între ei, frate! Ăștia se bat între ei, bă! Bă! Deci, ăștia se băteau între ei regi, între ei, cum să te bați? Erau morți acolo și ăștia n-au terminat încă bătaia. Așa că erau prinși acolo în luptă. Man, what is this? Ui, stai să văd dacă mai pot să fă. Lole, asta chiar, asta e genială, frate, se băteau regii între ei. Cum, mă? Ia să vedem acum. Minotauri versus regi. Vai, cine câștigă? Vai, tată, cum s-ar minotauri ăștia pe regi, săraci de ei. Ce săraci de ei? Că eu parcă văd că minotauri se cam împuținează. What? Wait, what? Lol, tată, și minotauri că ăștia, de exemplu, când intră în tine, dau foarte, foarte mult damage. Mamă, hai că mai fac o tură de facem niște raptori acum, na. Să zice că acum ăștia au ajuns într-o junglă, într-o junglă imensă, în care sunt de ăștia huga buga tongam bunga traga baga de ăștia mari. Urâți căpetenie cu șef de ăștia de la Iki Tiki Miki. Așa facem, 100, facem 150 de raptori versus 50 de regi. Și pentru final de glorie acestui video avem luptătorii neînfricați din junglă cu... Triceraptorilor sau ce fie aia și cei 50 de regi de la răsărit, cum am mai spus. Mamă, ce KO-i le-o dat, boi, tot câte un damage le dă, mamă, ăștia sar, frate, ca la mingea de la, nu ca la mingea, ca în fotbal, american, frate, sar ăștia. Toți înainte, ăstea unul peste altul, noi suntem, asta e jungla noastră. Mamă, cum zboară, I believe I can fly, ok. Bă, dar ce sunt, frate, regii ăștia, zic că-s Pokémon, tată, cum le dă bătaie? Mamă, păi nu știi ce e acolo, fratele meu, e Hecium Pecium. Ok. Ok, am înțeles. Am înțeles, mamă, de se pare că jungla e a voastră, dragi prieteni. Cetatea cu jungla. De-a vreau să mai cer ceva. Încă ceva, încă un pic, încă ceva. Sunt foarte curios. Vreau să mai încerc. Pe hoplite-ul ăsta n-am ce să fac cu ei. Shield barriers, nu, chieftain, gata. Cum sunt regii, așa sunt și ăștia. Ăștia sunt căpetenile de la Huga Buga. Și cum e lumea mare, au văzut că regii au venit din viitor. Știți, acum spun o poveste. Au văzut că regii vin din viitor și au venit 180 de din ăștia să-i bată pe regi. Pentru că atunci, pe vremea aia, erau numai atâția conducători. Și conducătorii au văzut că ăștia au venit din viitor cu săbii de-astea mari și la frică, așa că și-au luat toate toparele cu pietre să dea. Bă, și ăsta are ochi? Bă, tu ești nebun și armura voastră are ochi? Și capul vostru?
Bine, capul vostru aveți, dar mă refeream armura asta din piatră, ok. Mamma mia. Nu, deci tura asta regii n-au nicio șansă. De ce bucăți li se dă, gata. Și-au găsit nașul regii. Ok, am înțeles. I'm out. I'm totally out. Cam asta vă spus eu de dragi prieteni și am să vă văd pe voi în următorul episod. Bye-bye!